A fost odată o fetiță zglobie și drăgălașă, pe care o iubea oricine de cum o vedea. Dar mai dragă decât oricui era ea bunicii, care nu știa ce darul să mai facă. Odată, bunica îi dărui o scufiță de catifea roșie și pentru că îi ședea tare bine fetiței și nici nu mai voia să poarte altceva pe cap, o numiră de atunci Scufița Roșie. Într-o zi, maică-sa îi zise: Scufița Roșie, ia bagă în coșuleț bucata asta de cozonac și sticla asta cu vin și du-le bunicii, că e bolnăvioară și slăbită și bunătățile astea o să-i ajute să-și mai vină în puteri. Dar vezi de pleacă mai înainte de a se lăsa ceața și caută de mergi frumos și să nu te abați din drum. Altfel, cine știe, de alergi ai putea să cazi și să spar sticla și atunci bunicuța cu ce o să se mai aleagă? Iar când o fi să intri în casă, nu uita să-i dai bunicii bună dimineața. Așa am să fac. Îi făgădui Scufița Roșie și-și lua rămas bun de plecare. Și de cum intră Scufița Roșie în răriștea codrului, numai ce ieși înainte lupul. Dar Scufița Roșie nu știa ce lighioană rea e lupul și nu se temu de fel când îl văzu. Bună ziua, Scufița Roșie! Mulțumesc frumos, lupule! Încotro așa de dimineața, Scufița Roșie! Ia, până la bunicuța! Și ce duci acolo, sub șorți? Cozonac și vin. Mama a făcut ieri cozonac și duc nițela și bunicii, care e bolnavă și slăbită, să mănânce și ea, ca să-și mai vină în puteri. Da, unde e așa de bunica ta, Scufița Roșie? Colo în pădure, la vreun sfert de ceas și mai bine de aici. Cum ajungi sub cei 3 stejari, ai și dat de casa ei. Iar ceva mai la vale e alunișul pe care doar îl știi, îi răspunse Scufița Roșie. Lupul își zise în sinea lui: Frage, dă-i fetița asta, ce mai îmbucătură pe cinste ar fi zău așa? Cu mult mai gustoasă decât baba, dar e vorbă că trebuie să fiu și ret și să o ticulesc în așa fel lucrurile ca să pun mâna pe amândouă. Mai merse lupul o bucată de drum alături de Scufița Roșie și apoi început să-i spună cu glas mieros: Scufița Roșie, ia te uită ce flori frumoase strălucesc în jurul tău și tu nici nu le iei în seamă măcar. Și mie mi se pare că n-auzi nici ce dulce cântă păsărelele. Și atât de plăcut să hoinărești și să zburi prin pădure, e atâta veselie. Scufița își spune în sinea ei: Mare bucurie aș face bunicii dacă i-aș duce și un buchet de flori proaspete. E atât de dimineață că nu mi-e teamă că am să întârzi. Se abătu deci din drum și o lua prin pădure, pierdându-se tot mai mult în adâncul codrului. În acest timp însă, lupul porni de-a dreptul spre casa bunicii și bătu la ușă. Cine e acolo? Eu sunt Scufița Roșie și ți-aduc cozonac și o sticlă cu vin, dar deschide ușa, bunicuță. Apasă pe clanță și intră, răspunse bunica. Că eu mă simt slăbită și nu mă pot da jos din pat. Lupul apăsă pe clanță, deschise ușa, se repezi glonț spre patul bunicii și, fără să scoată o vorbă, o înghiți. Se îmbrăca apoi cu hainele ei, își puse pe cap scufița, se culcă în pat și trase perdelele. În vremea asta, Scufița Roșie culesese atâtea flori ca abia le mai putea aduce. Cum alerga ea de colo până colo, deodată își aminti de bunica și porni de grabă spre căscioara din pădure. Și nu mică-i fu mirarea când văzu ușa dată de perete. De îndată ce intra în odaie, o cuprinse neliniștea și își spuse: Vai, Doamne, ce-o fi azi cu mine de mi așa de frică, că doar altădată mă simțeam atât de bine la bunicuța. Și fără să mai aștepte strigă: Bună dimineața! Dar nu primi niciun răspuns. Scufița Roșie se apropie atunci de pat și dădu perdele la o parte. Bunicuța stătea întinsă în pat, cu scufia trasă pe ochi și avea o înfățișare atât de ciudată încât fetița întreabă: Vai, bunicuță, dar de ce ai urechi atât de mari? Ca să te pot auzi mai bine. Vai, bunicuță, dar de ce ai mâini atât de mari? Ca să te pot apuca mai bine. Vai, bunicuță, dar de ce ai ochi atât de mari? Ca să te pot vedea mai bine. Dar, bunicuță, dar de ce ai gura așa de mare? Ca să te pot înghiți mai bine. N-apucă să sfârșească ultimul cuvânt, că și sări jos din pat și o înghiți pe biata Scufița Roșie. După ce-și potoli foamea, lupul se culcă din nou în pat și a dormi, începând să sfore de se cutremurau pereții. Și se întâmpla că atunci
Tocmai să treacă prin fața casei un vânător. Auzi el horcăiturile și spuse: Bre, da tare mai furăie bătrâna, nu cumva e o fi rău. Intră în casă și, când se apropie de pat, îl văzu pe lup tolănit acolo. E, drăcie, nu mă închipuiam că o să te găsesc aici ticălos, bătrân! Izbucni vânătorul. De când te caut! Își potrivi pușca și voi să tragă, dar în clipa aceea îi trecut prin minte. Dar dacă lupul a înghițit-o pe bătrână, poate că aș mai putea să o scap. Așa că nu mai trase, ci luând o foartecă, începu să taie burta lupului adormit. Abia apucase să facă vreo 2-3 tăieturi, că și văzu strălucind scufița cea roșie a fetiței și când mai făcu o tăietură, fetița sări afară și strigă: Vai, ce spai m-am tras și întuneric era în burta lupului! După aceea au scos afară și pe bunică. Era încă în viață, dar abia mai răsufla. Scufița roșie aduna în grabă niște pietroaie și toți trei umplură cu ele burta lupului. Când se trezi, lupul voie să ia la sănătoasa, dar pietroaiele atârnau atât de greu că dihania se prăbuși la pământ și dădu ortul popei. Cei trei nu-și mai încăpeau în piele de bucurie. Bunicuța mâncă cozonacul și bău vinul pe care adusese fetița și de îndată se îndrăveni. Iar scufița roșie gândi în sinea ei, parcă mustrându-se: De aici înainte nu o să mă mai aba niciodată din drum când o merge singură prin pădure, ci să o ascult de povețele mamei.